Fantoma de la operă, una dintre cele mai de succes producții muzicale din toate timpurile, va fi pusă în scenă și la Opera Națională București. Din echipa de producție fac parte inclusiv scenograf, coregraf și regizor de pe Broadway și de la London West End Theatre. Musicalul se bucură deja de un interes crescut. Biletele pentru primele reprezentații din această lună s-au epuizat în doar 10 ore. Fantoma de la operă, producția muzicală inspirată din romanul cu același nume al lui Gaston Leroux, va fi pusă în scenă în regia lui Răzvan Ioan Dincă, în cel mai elaborat decor pe care l-a avut vreodată Opera Națională din București. Sute de tehnicieni români, britanici și americani lucrează cot la cot în această perioadă. Este probabil cel mai impresionant decor prezent într-o instituție de spectacol din România în ultimii 20-30 de ani. Câteva arcade de mari dimensiuni încadrează scena înaltă de 30 de metri pentru o atmosferă sumbră. The set was designed by Gary McCann from the UK. It's huge. It's absolutely huge. It was seven tractor trailers bringing it to Romania. But Fantoma has to be huge by definition. It's like the hugest musical set ever designed. Spectatorii vor fi părtași unei povești captivante despre dragoste, gelozie și mister, desfășurată în lumea muzicală a Parisului de secol XIX și transpusă în Bucureștiul zilelor noastre. Faimosul compozitor Andrew Lloyd Webber a compus muzica din Fantoma de la operă pentru a doua sa soție cântăreață, Sarah Brightman. În București, dirijor va fi directorul Operei Naționale, Daniel Jinga, iar protagoniști sunt Adrian Nour în rolul Fantomei și Irina Baianț, cea care o joacă pe Christine. Să ne așteptăm la un spectacol ce are o valoare internațională, o valoare europeană, deoarece franciza aceasta pe care noi am cumpărat-o de la Really Useful nu ne permite să punem în scenă, nici dacă am vrea, un spectacol de o valoare mai mică. Este o producție foarte scumpă la care noi am muncit foarte mult, dar care se și amortizează foarte repede, pentru că deja am vândut 8 spectacole. Având premiera mondială în 1986, Fantoma de la operă a devenit una dintre cele mai apreciate producții din istorie, fiind jucată în întreaga lume. Cu peste 145 de milioane de spectatori, a avut încasări de 5,6 miliarde de dolari, mai mari decât Titanic, E.T. și Star Wars. Este și cea mai longevivă producție de pe Broadway. Luna viitoare va avea loc la New York ultima reprezentație după 35 de ani de când se joacă.